Iată, doamnelor și domnilor, după această incursiune într-o lume pastorală autentică, acolo în gospodăria familiei Crăciun, ne aflăm acum la sediul Asociației Global Human Recovery și lângă mine se află doi prieteni dragi ai emisiunilor noastre, ai acestei zone în care și-au înțelenit viața de câțiva ani buni. Este vorba despre Ancuța și Walter Dionisie. Vreau să le mulțumesc pentru că ne-au primit aici în lumea lor frumoasă, după cum vedeți în spatele meu, o lume muzicală de unde au pornit de foarte multe ori bucăți muzicale minunate, texte deosebite și copii sau tineri fericiți. Despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Bine v-am găsit! Bine ați Bine venit! ați venit! Și pentru că tu, Walter, și tu, Ancuța, voi ne-ați îndreptat pașii către acea gospodărie de care le spuneam telespectatorilor, ne-ați ajutat în felul acesta să intrăm în atmosfera sărbătorilor pascale la Bran, pentru că așa se numește această emisiune. Am prins o zi frumoasă, pentru că, din păcate, perioada premergătoare Paștelui nu prea a fost atât de darnică în ceea ce privește cerul senin, însă acolo, la familia Crăciun, chiar dacă iarba abia a dat colțul, mielușeii se integrau cumva într-un cadru știut și normal pentru această perioadă. El nu făcea altceva decât să execute o activitate de rutină zilnică. Acești oameni fac acest lucru, doar ce ați văzut mai devreme, fac acest lucru în fiecare zi. Gândiți-vă cum fac ei iarna să ajungă acolo, în locurile alea sus, pleacă prin zăpadă de 2 ori pe zi ca să dea drumul la animale, ca să le dea să mănânce, să le dea apă să bea. După cum ați observat acum, iarba încă nu a încolțit, în zona asta este o climă mai aspră. Oamenii sunt mai sănătoși, mai viguroși, dacă pot ei să facă asta în fiecare zi, toată viața. Și ați observat cu câtă bucurie ies mielușei și oițele din staul de acolo, din hodaie, hodăiță, cum se zice aici la Bran, ca să-și consume mâncarea, hrana pe care omul o ia de acolo, de sus, din hodăiță, de unde a strâns el toată făneața vara și toamna. Este o activitate specifică premergătoare Paștelui. Deci, unde știți bine că păstoritul și activitățile pastorale au o legătură foarte puternică cu această sărbătoare. O mică paranteză fac și cu asta termin. Tăierea mielului nu este un obicei creștin, este un obicei evreiesc și celebrează eliberarea din robie a evreilor. Când Dumnezeu le-a spus evreilor că va arunca asupra egiptenilor mai multe nenorociri ca să-i convingă să le dea drumul de sclavie, le-a spus la un moment dat: și să ungi cu sânge de miel ușa ta, evreule, și fereastra ta, evreule, ca eu să știu că tu ești al meu și pe tine să te protejez, să nu pățești ceva. Creștinii nu au acest obicei. Și punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, exprimat clar în site-ul creștinortodox.ro, spune foarte clar că nu este un obicei creștin să tai mielul de Paște. Este doar un simbol. Mielul este cel care dus la moarte de către evrei, da, tăia, da, el nu opune rezistență. Și de asta Iisus este comparat cu mielul. Pentru că Iisus nu a opus rezistență condamnării și crucificării. Dar el a fost dus precum un miel, o ființă nevinovată, pe care o iei și îi tai gâtul ca să-l mănânci creștine, să te simți bine de Paști. Spun creștine pentru că ești fratele meu, sunt creștin ortodox și îți vorbesc ca unui frate. Nu are rost să continuăm acest obicei urât. Da, eu știam că dacă îl provoc pe Walter, așa se va întâmpla, pentru că miei nu sunt pentru sacrificat în concepția lui, sunt pentru a-ți încălzi privirea și a vedea a te bucura de o priveliște a unui animal atât de nevinovat și atât de
cu minte și de bun și de blând, dar ce să facem? Să trăiască și să ne facem brânză, să-l folosim pentru blană, să-l folosim pentru brânză și pentru lapte când crește mare. E foarte simplu. Da, l-am provocat pe Walter, n-am avut încotro, știam că așa o să se întâmple. Este o opinie pe care aș susține-o și eu, ca să spun foarte, foarte sincer, numai că ritualurile, tradițiile, obișnuințele... E un ritual evresc. Ce facem aici? O să... Preluat de... Da. De ce nu mâncăm câini sau lipitori sau șerpi? Că ritualuri chinezesc sau nu? De ce? Treaba lor, nu? Nu mă opun acestor ritualuri, dar nu sunt ale noastre. Nu sunt ale noastre, dar cu toate astea vreau să te dezamăgesc, mai ales în această zonă, ca peste tot. Miei sunt sacrificați, miei vor fi în ziua de Paști în tava din cuptor, vor fi în oala cu ciorbă de miel, cu borșul de miel cu leuștean. Asta este, dragi noștri telespectatori, acum faceți cum credeți. Mai tăiați mielul, nu mai tăiați. Oricum, când difuzăm noi această emisiune, faptul este consumat, miei sunt gata pregătiți, dar... Vorbind cu Walter, înțeleg, un suflet de artist, vorbind cu Anca, pentru că și ea este în asentimentul soțului ei, normal, firește. Sufletele de artiști sunt altfel decât celelalte și uitându-ne în spatele nostru, vedem aici un arsenal întreg de instrumente muzicale, cele care duc spre melodii frumoase, melodii compuse, muzică, text de Walter și Anca Dionisie. O astfel de melodie, de cântec, de piesă, de nici nu cum să o numesc, se numește Hristos a înviat și este o piesă, cred că Anca ar putea să ne spună mai bine, interpretată de ambasadorii Branului. Foarte pe scurt, cine... Acum se știe, dar poate ar fi bine să mai aducem aminte telespectatorilor cine sunt ambasadorii Branului și cum s-a născut această piesă pe care, vă spun, am filmat-o într-un cadru deosebit și foarte potrivit pentru semnificația ei. Ambasadorii Branului sunt copiii noștri din Bran, pe care i-am selecționat din școlile din toată zona. Liceul Sextil Pușcariu, școlile din Sohodol, din Predeluț, școlile generale, copii care sunt foarte talentați, în pofida celor ce se spun despre Brănen că nu ar avea voce, să știți că sunt niște copii foarte talentați, mulți dintre ei ne-au reprezentat prin festivaluri, cântă, sunt deschiși, sunt copiii copilăriei de care ne aducem noi aminte doar din povești, sunt roșii în obraji, sunt veseli, nu i-am văzut niciodată triști, nici pe ei și nici pe oamenii din jurul nostru, că vorbeam mai devreme de Dan Crăciun, cel cu gospodăria, dar nu l-am văzut niciodată trist. Este un om care zâmbește orice s-ar întâmpla, chiar dacă zăpada este de 2 metri și afară este luna iulie, el se bucură în aceeași măsură ca și în luna decembrie. Da. Asta înseamnă sănătate și înseamnă sănătate sufletească, exact ceea ce am găsit la acești copilași. Cum să nu le dai spre încredințare să interpreteze un cântec precum Hristos a înviat? Cine să cânte așa ceva decât niște copii sănătoși sufletește? Cui să ne adresăm altcuiva? Pentru că asociația noastră exact asta și-a propus de la înființare și chiar dinaintea înființării ei. Dinaintea înființării noastre, da. Decât recuperarea umană. Ori recuperarea umană începe din partea nevăzută a omului, de acolo din suflet, și nu se poate face cu nimic ceea ce este material, ci se poate face doar spiritual, prin creștere, prin cultură. Și asta se începe de la copii. Acolo este șansa noastră să mai schimbăm ceva, să ne fie bine, văzându-i pe ei că sunt bine. Deci ambasadorii Branului sunt copilași între 6 și 14-15 ani, care vin aici și la noi în sediu săptămânal, de 2, 3, 4 ori ne caută, ar veni în fiecare zi de la școală, mai plouați, mai ninși, mai flămânzi, mai cum vin, dar nu ne ocolesc, vin și repetă. Nu facem doar muzică, facem și teatru, facem și literatură. Împreună cu ei am editat revista Ambasadorii Branului, care deja
Are trei numere foarte frumoase într-o prezentare deosebită. Copiii se documentează, vin cu materiale, au început să citească. Este extraordinar ce se întâmplă cu ei și ce schimbare în bine. Deja sunt văzuți în școală la ei ca niște artiști, da? Mulți încearcă să mai vină, îi selectăm sau se selectează singur de cele mai multe ori, pentru că asta așa este natural, așa este firesc. Nu poți să-i spui unui copil nu mai veni. El singur simte unde este locul lui, dacă acolo la teatru e mai bun, dacă la muzică este mai bun, la desen avem și mulți artiști. Activitățile noastre sunt complexe și trebuie să vă spun că sunt în regim de voluntariat absolut, ceea ce este o mirare în lumea în care trăim. Am luat legătura cu părinților, vin, ne vizitează, am stabilit legături foarte strânse, sunt oameni destoinici care se bucură că există cineva care să se îngrijească și de sufletul copiilor lor, să-i scoată un pic din tiparele acestea impuse de școală, vrând nevrând, că asta este lumea în care trăim, să îi scoată în lume, ei se numesc ambasadorii Branului, pentru că, într-adevăr, acolo unde se spune despre un copil de 6 ani, de exemplu, cum este cea mai mică ambasadoare a noastră, Alexandra Băncilă, când se spune pe mare scenă a unui festival internațional de muzică pop, Alexandra Băncilă, 6 ani, din Bran, da. Credeți-mă, eu nu m-am născut aici, dar mă simt mai brăneancă decât oricare alt brănean și mai mândră decât oricare alt om. Alexandra, care a luat până acum 16 trofee la festivaluri naționale și internaționale. Da. La doar 6 ani. Studiind muzică de un an. Între 5 și 6 ani. Practic de un an studiază muzică. Cu noi. Da. Vine și repetă în studio, face și pian. Este un copil deosebit. Este un copil. Este un copil. Nu este o bucățică de plastic, nu este un pet. Asta ne place foarte mult și Doamne ajută să se întâmple așa cu toți copiii. Mulțumesc, Anca, mulțumesc, Walter, pentru că ați inițiat această mișcare, aș numi eu ambasadorii. Este o mișcare. Este o mișcare. Ambasadorii Branului. Și eu zic să ascultăm, să vizionăm în cele ce urmează acea piesă, Hristos a înviat. Mie mi-a plăcut foarte mult și am reținut-o, linia melodică, versurile, câteva zile m-au tot urmărit așa după ce am filmat-o. Trebuie să spunem unde, în biserica din Sohodol, în biserica nouă din Sohodol. Da, biserica nouă. Unde se putea mai bine. Și cu această ocazie trebuie să mulțumim, da, și să ne bucurăm împreună de această deschidere a bisericii, sigur, a preotului Ionel Pușcariu, care ne-a fost gazdă acolo și ne-a pus la dispoziție acel loc minunat în care acei copii cred că și-au văzut aripile, pur și simplu. Am avut de-a face așa cu o adunare de îngeri acolo, așa. Ne-am emoționat cu toții și sperăm ca și ascultând această piesă și videoclipul ei fiind vizionat să vă simțiți la fel, îngeri. Fiind foarte aproape de ierarhiile cerești în acel loc. Nu vreau să spun decât în finalul acestei prezentări, vreau să spun următorul lucru. Ambasadorii Branului vin aici ca să-și ocupe un timp între școală și casă. Acest timp între școală și casă poate fi ocupat de televizor, de jocuri pe calculator, de activități pe stradă, cu gașca și așa mai departe. E adevărat că aici copiii sunt mai curați și au un alt model decât în orașe, în mediile urbane supraaglomerate. Deci noi ocupăm acest timp și nu facem altceva decât le dăm niște modele de morală, etică, socială și, evident, îi ajutăm să parcurgă un traseu artistic fiecare în zona în care este atras. Așa că e mai bine să vină aici, la sediul nostru, pentru aceste lucruri, ca și cum adulții mai bine pentru ei să ducă la biserică decât la cărciumă. Iată acum, doamnelor și domnilor, acest videoclip filmat la Biserica Nouă din Sohodol cu ambasadorii Branului, cu Hristos a înviat, muzică Walter Dionisie, versuri Ancuța Dionisie.
va fi poate cea mai frumoasă zi. Este ziua în care moartea și-a găsit sfârșit, prin iubirea celui care prea mult ne-a iubit. Și ești adevărat, minunea s-a întâmplat, când pentru noi în zi de Paști Hristos a înviat. Și ești adevărat, minunea s-a întâmplat, când pentru noi în zi de Paști Hristos a înviat. Noi, noi între noi, doar prin iubire vom afla că departe în cer cu toți vom fi mai buni cândva. Este ziua în care moartea și-a găsit sfârșit,